Astăzi vreau să vă prezint noua achiziție pentru pescuit la creană, spinning și nu numai, și la plută și la... Da? Am venit cu tărâie, după aceea o să vă arăt și ce mi-a luat. Am venit cu tărâie, încă nu am timp să mă duc pe Olteț. Tărâia e, are să varsă în Olteț, afluentul Olteței. Am zis că să dau și un pic pe ea. E dezastru. Apa n-are mai mult de 10 cm, nu știu dacă voi găsi un loc unde să găsesc vreun clean ceva. Deci e dezastru. Dezastru, n-are mai mult de 10 cm adâncime, foarte mică, foarte scăzută. Unde am prins asta primăvară clenii aceea, ia uitați cum arată locul, 10 cm. Formatată tot. N-am unde să dau efectiv. Nici pește nu se vede că n-are unde să stea. Da, o să încerc mai la vale niște locuri mai adânci, dacă vor mai fi și alea. O să vedem pe parcurs. Până atunci, hai să vedeți așa. Cam ce va trebui pentru... Că m-am mai experimentat și eu un pic. Deci folosesc o mulinetă cu un tambur dedicat spinningului ușor, o Okuma Polaris 3D, da? Un fir crocodil fluorocarbon, așa mai rezistent de 0,18, pe care îl voi băga și la clean pe Olteț, ca să nu mai înrupă. Am un Daiwa Mega Force. Vedem dacă telefonul are claritate. Din câte văd eu, nu prea are. Acum. O Daiwa Mega Force Jingler, așa se numește, pentru jiguri din acelea de un gram, un gram jumate și nu numai. Rotative. Da? Daiwa. Vedem dacă telefonul face o claritate, că nu știu ce are. Da. Așa. 2,40 m. Vedem dacă din partea asta are claritate. Nu prea se vede. Vedem aici. Așa, că nu se vedea din cauza soarelui. Scrie așa. 2,40. Acțiune 2,14 grame. Da? Daiwa Mega Force, țineți minte. Are un vârf destul de flexibil și e cu acțiune rapidă. Asta ce înseamnă? Că lansăm, putem să lansăm cu rotative foarte mici și cu jiguri foarte mici, fără a ne fi frică că rupem vârful, da? Deci are acțiune rapidă. Asta înseamnă că după lansare revine imediat la forma inițială. Da? Vârful nu este gol pe dinăuntru, e un carbon plin, da? Deci nu vă fie frică că la un clean de 700-800, un kil chiar și mai mare de un kilogram, se va rupe, va face față la toate presiunile peștelui, da? Cam așa arată. Cam așa arată undița, da? Acum cu doi rulmenți, ce înseamnă doi rulmenți sau șapte rulmenți? Mulți pescari aleg mai mulți rulmenți care pot fi de calitate sau necalitativi. Adică ce înseamnă mi-am luat mulinete cu șapte rulmenți, dar degeaba dacă nu sunt calitativi. Da? Doi rulmenți și de calitate, adică va face față foarte bine la un pește mai mare. Asta nu înseamnă că dacă avem o mulinetă cu doi rulmenți, nu poate merge bine. Puțin rulmenți, dar de calitate. Cam așa trebuie să gândiți. Deci nu mai gândiți, cel puțin pescarii începători, domne, are doi rulmenți, nu e bună. Nu e adevărat.
Are doi rulmenți, dar citiți bine instrucțiunile, că rulmenții pot fi de mai multe feluri. Degeaba are mai mulți rulmenți dacă sunt de proastă calitate și atunci veți avea probleme cu mulineta. Deci să fie doi rulmenți, dar de cea mai bună calitate, da? Și unghițele la fel. Deci cam asta trebuie să gândiți în momentul în care faceți o achiziție, da? Citiți tot ce scrie acolo, informați-vă și nu alegeți așa că v-a spus cineva că în principal la mulinete, domne, are 7 rulmențe bune, nu e adevărat. Da? Deci trebuie să fie mulineta cu rulmenți foarte buni, de calitate. Păi, o să iau un pic mai la vale să vedem dacă să montez și echipamentul, să pun un jig sau o rotativă, vedem dacă găsesc un loc să dau un pic la clean. Nu stau mult, doar așa să încerc lanseta și într-o altă zi direct pe Olteț, unde e apa un pic mai mare. Aici șanse slabe. Se pare că, cum să zic, râul acesta va muri în halul în care arată. Nu e apă, nici peștele nu preferă să stea, așa că viață multă nu prea va mai avea. Sau cine știe, natura întotdeauna e cu noi aici și va exista mereu. Noi nu prea vom fi aici pentru ea. Dacă tu n-am pe unde să dau aici pătărâie, ia uitați ce mizerie e aici. Deci are sigur moarte. Că tu n-am unde să dau, prim o meală. Și într-o altă zi o să vă arăt și cum prind nisipanițe tot pe acest zâu. Ia uite, prim broscuțe pentru mâine dimineață la pentru clean, pe Olteț. Uite cam așa. Mai am câteva aici. Le găsim un borcan din asta de cafea și băgai aici. Uite, mai aici așa, pe margine. Mi-a zis cineva că n-are cu ce mai da pe Olteț. Uite că avem. Dar trebuie să știi ce să cauți. Deci broscuțe. Broscuțe din astea, cu 10 de astea poți să iei o groază de clean. Uite, le adunai și mâine dimineață mă pe Olteț. Broscuțele, da? Am dat sacul ăsta la o parte. Ia vedeți. Uite. Una aici și una acolo, o vedeți? Am dat sacul ăsta la o parte. Vedeți unde stă? Uite. Aia a fugit de acolo. Iau. Vezi? Ia să dăm sacul ăsta la o parte să vedem. Ia uitați, ia uitați. Ia vedeți? Hop. Așa că se vede bine. Ia uite. Uite. Vezi? În două aici. Una acolo, uite. Una mai mare, dar aia nu o iau. Deci două micuțe, da? Am dat sacul la o parte. Deci cam așa se găsește momeala de clar.
Și atacă la un... E ceva aici. Ceva aici. Niște clen. A vedea. Nu poți pescui de mizerie. Am reușit. Am reușit. Vai, cum se simte lanseta. Am reușit să iau, nu? De aici. Îi voi da și drumul că n-am ce face. N-am ce face. Rău e spre moarte. Din păcate nu ai unde să dai. Foarte... Voi încheia aici partida. Foarte dezamăgit de... de aceste gunoaie, de tot ce văd aici. Apă nu e. Aici, în zona asta, a fost un clenuț, am reușit să-l prind. El mi-a eliberat. Pare rău pentru acest zâu. Mi-amintesc cum era. Dar nu... Asta e conducerea din ziua de azi. Iar patriotismul a cam dispărut. Nu mai e nimeni. Uitați și voi ce e pe aici. Uitați și aici. Ce se alege de natură. Părere de rău. Mi-e rușine că trăiesc în România.